Războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei a intrat în cea de-a 161-a zi. În cursul nopții, invadatorii ruși au atacat cu rachete orașul Harkov. Lovituri aeriene au fost aplicate spre seara zilei de ieri asupra Nicolaevului, regiunilor Vinița și Lvov. Pe câteva direcții, forțele armate ale Ucrainei au provocat pierderi inamicului, forțându-i retragerea și au eliberat noi locații de sub ocupație în regiunea Herson. În Donbass, autoritățile ucrainene au emis ordin de evacuare obligatorie a civililor. Între timp, cea din tâi navă încărcată cu cereale ucrainene a ajuns în siguranță în portul de la Istanbul. Sirenele de raid aerian au răsunat în ultimele 24 de ore pe aproape întreg teritoriul statului ucrainean. Rușii au lansat mai multe rachete din zona Mării Caspice, folosind aviația. Acestea au țintit regiunile Nicolaev, Vinița și Lvov. S-au raportat noi distrugeri de fond locativ și obiecte de infrastructură. Potrivit administrației militare din Harkov, în jurul orei 4 dimineața, invadatorii ruși au tras cu două rachete asupra orașului. Acestea ar fi fost lansate de pe teritoriul Federației Ruse, din regiunea Belgorod. Cea mai grea situație de pe linia frontului rămâne a fi în Donbass. Militarii ruși au încercat rezistența apărătorilor în mai multe locații. În direcțiile Harkov, Avdeevsk, Bahmut, contingentele controlate de Kiev au forțat armata inamică să se retragă, provocându-i pierderi. Iar în Sloviansk s-a reușit neutralizarea unui grup de cercetași ruși. Totodată, armata ucraineană anunță că a reușit să recucerească 53 de localități din Herson, regiunea din sudul țării acaparată în mare parte de trupele ruse în prima etapă a acestui război. Viceprim-ministrul ucrainean Irina Vereșciuc a dispus evacuarea obligatorie a populației din regiunile Donetsk și Luhansk. Potrivit estimărilor, peste 220.000 de persoane trebuie strămutate din Donbass din cauza ostilităților permanente. Mulți dintre civili au fost transportați cu o cursă specială de tren în orașul Kropivnitskie. Printre pasagerii trenului de evacuare se numără persoane cu dizabilități. La sosire pe platforma gării, aceștia au beneficiat de suport psihologic și medical. Am decis să plecăm încă din martie, dar am fost internat în spital, unde mi-au scos niște schije din picior. Am fost rănit când ieșisem să cumpăr niște pâine. Timp de două luni am rezistat acolo. Nu se mai putea sta în siguranță în case. Permanent aveau loc împușcături și explozii. Chiar în curte am fost loviți cu rachete grad. Calea ferată ucraineană a făcut totul pentru a se asigura că există locuri libere, vagoane, separate și suficient de multe. Trebuie să evacuăm 50.000 de copii din Bahmut, Kramatorsk, Sloviansk, toată partea controlată de noi, dar și din zonele ocupate de ruși. Analiștii americani au confirmat că la Novosibirsk, Saratov, Ulianovsk și Kurgan sunt formate batalioane de voluntari pentru războiul din Ucraina. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a declarat că Rusia ar fi distrus sisteme de rachete HIMARS deținute de Kiev, lucru infirmat de Pentagon. De asemenea, Shoigu a învinuit Statele Unite ale Americii de implicare directă în conflictul din Ucraina și anume prin oferirea detaliilor despre potențialele ținte și coordonarea atacurilor împotriva acestora. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat că prima navă cu cereale ucrainene a ajuns la Bosfor trecând printr-un coridor special în Marea Neagră. Scopul nostru este acum să avem regularitate, astfel încât atunci când o navă părăsește portul, ar trebui să existe și alte nave, atât cele încărcate, cât și cele aflate în drum spre port. Continuitatea și regularitatea sunt principiile necesare. De asta au nevoie toți consumatorii produselor noastre agricole. Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, un prieten al președintelui rus Vladimir Putin, susține că acordul dintre Moscova și Kiev privind deblocarea exporturilor de cereale din Ucraina ar putea deschide o cale pentru o posibilă încetare a focului.